Elevii și profesorii din județul Hunedoara au în perioada 13-17 februarie vacanța mobilă decisă de Inspectoratul Școlar Județean. Pentru ei, astăzi 10 februarie, modulul 3 din anul școlar 2022-2023 s-a încheiat, urmând ca după această vacanță de o săptămână să înceapă modulul cu numărul 4, luni 20 februarie. Este pentru prima oară când o astfel de vacanță este prevăzută în structura anului școlar, fiind introdusă prin ordin al ministrului Câmpeanu în 2022 cu aplicare anul acesta școlar. Vacanța din luna februarie 2023 a fost decisă de fiecare inspectorat școlar județean pentru toate școlile din județ în perioada 6-24 februarie și are o durată de o săptămână potrivit ordinului de ministru de aproape acum un an. În total sunt 10 județe care vor avea vacanță în perioada 13-17 februarie: Argeș, Bihor, Bistrița Năsăud, Călăraș, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Teleorman și Prahova. Restul județelor care încă nu au luat vacanța în februarie, 30 la număr, vor avea vacanța mobilă din februarie în a patra săptămână din lună.